Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vrem să vă cerem părerea apropo de o întâmplare din Botoșani, Botoșanul rural, unde au fost scene incredibile, pe un câmp undeva, unde șoferul unui microbuz școlar, amendat de poliție pentru că transporta mai mulți elevi decât avea voie, a refuzat să mai recupereze 7 elevi pe care poliția l-a pus să-i dea jos din mașină. Deci asta este situația. Deci avea cu 7 mai mulți. Da, și a rămas cu ei și un supraveghetor. Deci cine credeți că a greșit? Așadar, se întâmplă în felul următor. Dați-ne mesaje pe WhatsApp 0728 312 132. S-a întâmplat vinerea trecută. Aparent, șoferul microbuzului transporta mereu persoane cu microbuzul lui peste limita legală. Poliția, care a primit mai multe sesizări, l-a tras în cele din urmă pe dreapta și l-a amendat cu 1160 de lei, scrie Monitorul de Botoșani. Și, de asemenea, a fost pus să dea jos din microbuz 7 pasageri, care oricum stăteau înghesuiți ca sardelele, 7 copii și un însoțitor au fost deci debarcați la vreo 5 km de destinație, pe undeva pe lângă comuna Mihălășeni, în Botoșani. Și nervos că fusese amendat, șoferul n-a mai vrut să se întoarcă, dar a cedat după multe insistențe. În acest timp, cei 7 copii și însoțitorul au stat în câmp. Poliția nu știe unde a stat. Deci cine credeți că a greșit? 0728 312 132. Mesaje pe WhatsApp. Una peste alta, mie mi se pare că polițiștii au procedat corect în ceea ce privește speța în cauză. Zice. Acum, în sensul că au aplicat legea fără să gândească la spiritul legii. Da, trebuia găsit o soluție sau eventual să-i conducă, să-i însoțească cu mașina de poliție, abonesc, că așa au ajuns acolo, până la Mihălășeni sau unde zici că s-a întâmplat lucrul ăsta, și după aia să-l amendeze și să nu mai facă pe viitor lucruri de genul ăsta. Cred că ar fi fost și mai bine. Da, acum, deși după părerea mea, acum aplicarea legii în mod rigid, așa, pur și simplu, așa scrie, dați-vă jos, rămâneți în câmp. Te mai uiți și la context. Da, uite, Delia zice că poliția a procedat corect și că trebuia firma să trimită altă mașină dacă oamenii au plătit bilet. Este microbuz școlar. În principiu ar trebui să fie al primăriei. De ce nu i-a dus poliția, se întreabă altcineva. A fost o reglare personală de conturi. Toată lumea, se știe cu toată lumea în comunitățile mici. Ne scrie Marian. Șoferul este un erou, au greșit Iohanii și autorii României educate. Poliția a făcut bine, șoferul e de vină, scrie altcineva. Da, sigur că poliția a aplicat legea, dar e vorba de niște copii. Adică, dacă oricum se întâmpla de atâtea ori, nu puteai să escortezi, să zicem, microbuzul ăsta dacă ești cu girofarurile. Escortează-l 5 km pe drumul ăla până undeva unde poți lăsa copiii în siguranță. Nu-i lași în mijlocul câmpului. Asta e părerea mea. Una peste alta, cel care a dat mesajul cu în comunitățile mici se cunosc unii cu alții. Da. Cred că are cumva dreptate și eu cred că tema asta putea fi discutată înainte să ajungă microbuzul pe câmp cu 7 elevi în plus, însoțitori și așa mai departe. Da, pe de-o parte, ok. Adică și care administrează cursa respectivă, primăria sau cine o fi fost. A, te apropii de... Cred că acolo e un pic bobița. Bun, deci dacă polițiștii se dușmănesc cu șoferul microbuzului, că se știu cu toții, ce vină au copiii, sau cu cine, mă rog, mai e greu cu primarul, că primarul e șeful lor. Ei, nu mai degrabă poliția rurală. Să fie o uneltire împotriva autorităților, că lași copiii în câmp, scandalizezi comunitatea și reacția nu e împotriva șoferului de microbuz, adică cred eu. Dar uite, Alexandru din Italia zice, bine, vinovat e statul român. Așa, vinovată este primăria, care știe, pentru că înțeleg că au fost mai multe sesizări. Dar nu s-a întâmplat doar o dată. În cazul ăsta, primăria acolo nu poate să organizeze cumva mai bine? Adică dacă vede că șoferul de microbuz transportă copii peste capacitatea legală și încalcă legea în felul ăsta, sunt niște soluții. Ori faci mai multe curse, ori mai faci jos de un microbuz, ori te duci tu primarul cu mașina și rezolvi problema, că e o comună, comuna Mihălășeni. Păi da, cine plătește motorina? Păi mai puține luminițe, mai puține achiziții și mai multă motorină pentru comunitate. L-avem și pe Bogdan cu noi. Bună dimineața! Salut, Bogdan! Bună dimineața! Eu tot cu autoritățile, adică cred că sunt vinovate, înțeleg și poliția, pentru că în caz de un accident după apar probleme sau sunt într-un grad de risc mai mare, într-o mașină în care e supradimensionată. Poate înțeleg și șoferul că trebuie să ia cei copii. poate nu are buget sau voie să facă nu știu câte drumuri și atunci, dar autoritățile trebuie să dimensioneze și să se ocupe. Și să reacționeze în momentul în care este o problemă care afectează comunitatea. Nu, nu e dat, nu de-aia alegem primarul să se ocupe de problemele comunității. Dacă sunt semnale în sensul ăsta, nu te gândești, bun, trebuie să facem ceva. Nu am bani acum de un microbuz. Hai să vedem cum putem să găsim o soluție. Fă ceva, că uite, ajung copiii să rămână în câmp. Nu mi se pare deloc în regulă. Adică nu mi se pare în regulă să lași niște copii în câmp și asta e, cu Dumnezeu cu mila. Poate se întoarce șoferul dacă vrea. Dacă nu vrea, poate nu se întoarce. Și poliția ce a făcut? Adică ce a făcut? Au rămas copiii aia în câmp și i-au zis, Doamne, noi... Gata, bine, am aplicat amenda, mai mult nu ne mai interesează, serios. Polițiștii nu trebuie să aibă și ei grijă de comunitate? Ba da, corect. Dar înțeleg că șoferul s-a supărat, adică a luat-o personal. Alex, bună dimineața! Salut, Alex! Bună dimineața, bună dimineața! Bună! Am o rugăminte mare la dumneavoastră, domnilor. În primul rând, nu puteți promova adaptarea legii. Deci chestia cu în context. Nu există în context la aplicarea legii. Asta e rugămintea pe care am, că aveți o influență foarte mare asupra populației României și nu cred. Care e diferența între litera și spiritul legii? Trebuie să respectate litera și spiritul legii. Și spiritul care este? Spiritul prevede abandonarea minorilor în câmp? Nu. Și atunci, că asta este lucrul pe care l-am remarcat. Okay, dar împiedica cineva polițiștii să escorteze microbuzul 5 km până în Mihălășeni? Și dacă avea loc un accident, din cauza supraîncărcării microbuzului. Dar dacă, asta era o chestie care se întâmpla în fiecare zi, oricum. Dar dacă venea o furtună și trăznea copiii în câmp, dacă mergem cu dacă și cu parcă? Dar noi, legea n-are dacă și parcă. În primul și în primul rând, evident, devine primăria. În primul rând. Care, știind numărul de copii, știind capacitatea microbuzului, trebuie făcute adaptate. Da? Sunt, nu știu, 20 de copii, 2 microbuze. Nu pui un microbuz pentru 20 de copii, ținând cont de faptul că microbuzul poate care doar 12 locuri sau 13, nu știu exact. Era supraîncărcat oricum. Da. Mulțumim foarte mult, Alex. Corect, legea trebuie aplicată. Dar te gândești, de ce ieri? De ce nu alaltăieri? De ce nu cu 2 săptămâni înainte? De ce nu peste o săptămână? De ce în locul ăla și nu cu 5 km mai încolo? Ca să nu lași copiii în câmp. Sunt și reacții surprinzătoare la tema asta. Cineva ne zice că mergea 10 km dus întors pe jos până la școală și nu mai pățea nimic. Altcineva ne scrie, șoferul a greșit. Zice, dar totuși copiii nu puteau să meargă pe jos. Autobuzul îi duce până în clasă. Lua ninge, era noapte, ce probleme. Am ajuns niște plângăcioși. Aha. Te recomandă să o ia acești ascultători pe câmp și să se întâlnească cu niște haite de câini, de exemplu. Da, mă, n-ai treabă, dar zic... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.